cu vuvuzele, cu steanbări, așa cum ar fi normal dacă am face în fața Consiliului Județean, în fața reprezentantului Guvernului României în teritoriul la Prefectura Botoșani, așa cum am face în instituțiile publice din capitală. Suntem liniștiți, avem respect față de pacienții pe care îi tratăm și doar solicităm respect și din partea guvernanților. Trebuie să țină cont de faptul că mulți dintre noi sunt în prag de epuizare. Și vă reamintesc că deficitul de personal este principalul motiv pentru care colegii noștri ajung să stea foarte mult în concedii medicale. Colegii noștri ajung să aibă foarte multe zile lucrate suplimentar lunar. Colegii noștri ajung să fie pedepsiți pentru că lucrează suplimentar. Conform legislației în vigoare, orele suplimentare nu se pot plăti. Ele se recompensează doar cu timp liber corespunzător în următoarele 90 de zile. Dar datorită deficitului de personal, este lesne de anticipat faptul că angajatorul nu are posibilitatea să vă acorde liberele compensatorii pentru orele suplimentare lucrate în următoarele 90 de zile. Dumneavoastră faceți munca a 2-3 oameni. Dumneavoastră lucrați, vă dau un exemplu, fix ce-mi povestea un coleg acum câteva zile,